Tot legat de ceea ce am definit ca fiind un subșir, avem următoarea teoremă care spune felul următor. Orice subșir al unui șir convergent este de asemenea un șir convergent care va avea aceeași limită. Astfel, dacă șirul nostru este un șir convergent și limita sa este egală cu el, unde el aparține mulțimii numerelor reale la care adăugăm plus sau minus